Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura, la Raport. Oaspeții mei din această seară sunt domnii Gheorghe Vlad, Aurel Tănase, Victor Lăcătuș și Ion Păunel, legumicultorii cu toții. Vă rog, domnule profesor, pentru că vă eram dator cu... Da, mulțumesc, mulțumesc. Aș fi vrut să fac o completare la ceea ce a spus domnul Păunel. A atins un subiect, să-i spun, relativ delicat, și anume că dacă se mărește fondul pe care îl poate pune la dispoziție Ministerul Agriculturii, mă refer la cum e fondul ăsta de 3.000 de euro pentru 1.000 de metri de tomate, s-ar putea să se mărească ajutorul de 3.000 la mai mult, cum a spus. Dar mai e încă ceva, și anume mulți, mulți, foarte mulți, peste tot pe unde m-am dus, și-au exprimat nemulțumirea că de ce Ministerul sprijină numai producția de tomate, ca și cum numai tomatele ar fi deficitare pe piață. Eu cred că trebuie gândit într-un fel. Producția de legume în solarii este probabil singura alternativă reală pe care o are legumicultura României. Domnul președinte Tănase a și menționat costurile foarte mari ale acestui sistem, sigur, și cu beneficii, dar ținând cont de, n-aș vrea să spun sărăcie, dar relativa sărăcie a multora dintre producătorii sub plastic, în această situație se impune sprijinul și ajutorul Ministerului. Și sunt producători care s-au orientat pe ardei, cum am văzut și la dumneavoastră ce ați făcut o proiecție cu ardei lung, foarte, foarte, sunt niște hibrizi foarte buni, de asemenea producția de vinete, poate și la castraveți, unde ar putea ca Ministerul să intervină. Vreau să fac o completare vis-a-vis de perioada asta. Deci baza veche de date, cei care optează să rămână în program, că sigur nu o să lipsească, că au beneficii, cert este, nu înțeleg de ce îi mai pune să-și ia adeverință când el este în baza de date și poate să o completeze pe întreg parcursul până când își ia bani, dacă dosarul e incomplet. Păi spun eu. Nu te supăra. Nu mă supăr. Să gândește funcționarul cu poate producătorul ăla. Se răzgândește. Nu, dar ce să gândească pentru mine? Cât să duce acasă... Domnul Lăcătuș, nu mă le dați idei la funcționar. Deci cât să duce acasă producătorul, să aducă copie, poate el să răzgândește. Este simplu că toată lumea are IT, avem partea electronică, fișa pe site, completată, bifată, Păunel, Ion, Vlad, Vidra a punctat-o, să duce și completează dosarul pe parcurs, nu trebuie să îngrămădești lumea să calce pe picioare. Mai ales că acum vin alegerile care sunt europarlamentare, îi calcă pe săracii țărani, îi întreabă direct cu ce culoare are. Nu este chiar așa. Așa se procedează. Se aglomerează puțin. Cum se aglomerează puțin dacă ai zis că ai 600 pe o primărie? Domnul a zis, așa la noi poate să și mai mulți. Să ne înțelegem. Datorită nevotării bugetului, această ordonanță nu a putut... Ce legătură are cu bugetul, băi omule, cu înscrierea în program? Domnul Vlad, lăsați-mă să vă explic și cred că am și dreptate. Dacă ordonanța se dădea în prima ședință de guvern din ianuarie, la această dată peste 80% din fermierii care cultivau în primul ciclu aveau adeverințele depuse și era centralizat. Nevotându-se bugetul la această dată, ce te doare de buget pe tine? Nu s-a putut da ordonanță și s-a găsit o formulă ca să meargă pe bugetul de 12 pe 1. Măi, Păunel, înscrierea în program e condiționată de buget? Deci 4 martie, ăsta putea să fie 4 ianuarie. Și era o treabă limpede. Hai să depășim, domnul Păunel. A fost un proiect de ordonanță de guvern până mai aproape. Domnul Păunel, discutăm. Ordonanța în sine... Domnul Păunel, vorbim de înscrierea în program, vorbim de ordonanță. Nu poți să te înscrii dacă n-ai o ordonanță. Ordonanța a intrat în vigoare acum 3 zile. Nu pot să mă înscriu dacă nu există ordonanța. Dacă programul de tomate a fost generat pe guvernare. Deci, ordonanța a definit doar suma care este alocată. Corect. Și anul ăsta este de 50 de milioane. Ce perioadă? Deci ea a crescut cu 8 milioane față de anul trecut. Corect. Pentru 18.000 de beneficiari. Aș vrea să rog autoritățile, am și făcut discuția asta la Ministerul Agriculturii. Domne, din ce în ce mai mulți oameni vor să apară cu producție cât mai timpurie, cât mai eșalonată. Dacă vor găsi o soluție ca peste 3.000 de euro ăștia să aloce și un voucher în limita a 3.000 de lei, cel puțin, pentru cumpărarea de combustibil, lemn, cărbun sau cu ce încălzesc, domnule, e un pas uriaș și o speranță pe care o dă
ca omul să fie fidel acestei măsuri și să gândească pentru următoarea perioadă să se dezvolte, să se modernizeze. Vreau să vă spun că ne-am confruntat în săptămâna trecută cu o treabă foarte, foarte dură. Vântul ăla care a fost sâmbăta în urmă cu o săptămână și ceva, în zona Glodeanu Sărat, cred că s-au dus cel puțin 15-20 de hectare care le-a terminat. De ce? Pentru că încă la ora actuală se construiește fără niște analize atât de poziționarea solarului cât și de materialul constructiv, aceste construcții nu beneficiază de asigurare. Asta cui mai e vina, domnul Tănase? Asta e vina producătorului, legumicultorului. Sigur, asta vreau să spun, că trebuie stimulate investițiile controlate. Partea cu asigurările nu este vina producătorului și cred că și la noastră emisiune, și toate formele asociative din România și fermierii în sine au tot purtat discuții la Ministerul Agriculturii cu reprezentanța ai marilor dealeri de asigurări din România și de fiecare dată partea de sere solarii a fost lăsată puțin mai deoparte, adică sunt puțin reticenți pentru a asigura asemenea tipuri de construcții care nu au un proiect tehnic. Domnul, am și depus să scrisă și știe și domnul doctor și domnul Tănase, pot să fac asigurări la orice fel de construcție, numai că țăranul nu este doritor. N-a fost obișnuit, unul din aspect. Un al doilea aspect este și motivul în care acest minimis pe care îl acordă, parcă ne-ar da așa de la cineva de acasă. Nu, domnule, dacă e venit pentru legumicultură, noi am creionat împreună toți trei ca să le derulăm până aceste organizații care să le dezvoltăm. Ele să fie cele care derulează acești bani către producători și să luăm un 30% din producția de tomată ca să ajungă fizic la raft și beneficiarul, consumatorul în sinea lui, să fie de tomată românească. Pentru că se bulversează piața în perioada aia și pe tarabe apar roșii cu etichete de România, de ale Dumnezeu știe asta Dumnezeu. Te rog frumos să termin. Și un al doilea aspect, nu știu dacă autoritățile îți dă vină. De vină suntem noi, că le dăm crezare și la ordonanțe și la domnul Păunevă că îmbrățișează legislația asta că îi place. Dar eu trecând peste aspectele astea, înscrierea în program, mă repet, toată lumea are parte electronică, să puncta o cerere de înscriere în program, să completa dosarul foarte simplu, dar de ce le-ar place atâta înghesuială pe o perioadă scurtă de timp, nu mi-explic nici astăzi. Să vină cu o variantă paralelă. Se datorează datorită faptului că nu dă ascultare domnului Tănase, care poate cel puțin o dată pe săptămână este la Ministerul Agriculturii și ne conlucrării între oamenii care știu cum ar trebui să deruleze. Asta este stadiul și neplății la timp și neluarea în considerație a organizatorilor și a organizațiilor de producători. Eu vă spun ce se mai întâmplă în teritoriu. Nu știu dacă și în alte județe, dar în Olt se întâmplă și la câțiva legumicultori și în Giurgiu, am auzit și în Prahova. Primăriile, printr-un eșec de zel, pe lângă faptul că tu te duci să stai acolo, cum zice Vlad, să-ți dea adeverința, nu, dar vă spun unde este marea problemă. Fac ei o comisie din cadrul primăriei care să vină să verifice dacă ai acei 1000 de metri pătrați. Domnul... Primăria nu are niciun amestec în acest lucru, pentru că el eliberează. Tu dai o declarație de propria răspundere, îți dă o adeverință, iar reprezentanții DAJ vin de două ori minim, o dată la rodire și o dată la înființare și o dată la rodire, plus că de ori, așa scrie ordonanță, de ori câte ori doresc pot să vină la fermier. Și atunci, dacă facem o legătură cu ce a spus Vlad, cu alegeri, cu nu știu, cred că poate fermierul poate fi condiționat de mă criticai că tu faci legătura cu ordonanța. Adeverința nu e o problemă, că dă repede, dar anumiți primari vă spun ce se întâmplă și nu cunosc legislația. Nu ține de primărie birocrația asta, Păunel. Ține de Direcția Agricolă. Nu are treabă cu Direcția Agricolă. Cum adică dacă mi-a dat termen după 4 până pe 20? Direcția Agricolă, primăria termen? Duce echipe. Mai Păunel, a dat primăria termen după 4 până pe 20? Nu, Guvernul României. Băi, guvernul a primit de la Ministerul Agriculturii perioadă. N-a dat guvernul asta. Ministerul a fost cel care a înaintat. Core și ministerul păi este sub guvernul României. Păi văd că tu ții în brațe, țin în brațe. Singura modificare care n-a fost... Ce modificare? E bine să audă cine ce trebuie, pentru că, mă repet, și nu vrem să ne elogiem. Dacă aceste legislații s-ar desfășura la o masă, cum discutăm acum... Păi de asta puțin că vă tot invită la minister. Eu știu că sunteți invitați, nu? În grupurile de lucru. Sunteți chemați dumneavoastră? De acord. Dar să-ți ține cont de dumneavoastră, că văd că se ține și... Domnul Ghine, comunicarea este la pământ. Nu. Deci, între omul care produce
Și cel care emite actul normativ e o distanță foarte mare. Și interpretarea lui foarte, în teritoriu iară foarte, foarte deficitare. De asta undeva în perioada 15-20 martie m-am pus de acord cu domnul secretar de stat Botănoiu ca să ne întâlnim în câteva centre din astea mari ale țării unde sunt bazine reprezentative în care să comunicăm cu fermieri ăștia să înțeleagă toată lumea ce se poate, ce nu se poate și ce trebuie făcut. Oricum, un lucru care eu sunt eu știu, convins și vreau să sprijin treaba asta, trebuie să producem legume românești, pentru că dacă vă duceți acum și aveți curajul să cumpărați roșii din comerț, aveți o mare nesatisfacție, pentru că sunt ceva care nu știu ce mănânce. Sunt foarte tari, fără gust, este ceva care nu. Trebuie să venim cu produse care sunt pe gustul consumatorului român. Dar nu, mă scuzați, domnul profesor, nu în extra sezon, că asta limitează ordonanța până la urmă. Dar de ce nu în extra sezon? De ce domnul Vlad, să producem tomate până pe 30 mai, eu zic că e fut din la 1 ianuarie până pe 30 mai, nu oricine poate să producă tomate. Păi și atunci revin la vorba mea când noi am dat-o până la 15 iulie. Tu tocmai asta vreau să spun, că au modificat ceva vis-a-vis de cererile de depunere, dar nu au prelungit perioada. Dar tot din experiența care o avem și... O să o prelungească. Sperăm că o prelungești și acest termen, dar cumva până pe 20 martie. Nu reușesc toți fermierii să înscrie. Sunt convins, așa cum îl cunosc pe domnul ministru Daia și pe domnul ministru secretar de stat Daniel Botănoiu, sunt convins că aceste termene vor fi prelungite. Dacă vor fi probleme la recoltare, ca și anul trecut, am avut și spuneți dumneavoastră că în zona dumneavoastră, la Gudanul Sărat, deja foarte mulți fermieri, sunt convins că durează cu 2-3 săptămâni până își fac și structura. Absolut. Și toate. Mie îmi place cum vorbește acestea. Pe unel cu dacă. Dacă și cu pac, am fost într-o barcă, dar dacă și nu, cu nu pac, e dacă și pac. Noi vă spunem 2017-2018, la solicitările noastre, s-a prelungit programul până pe 15 iunie, iar în anul 2017 chiar... Eu sunt de acord cu ce vorbești, că sunt trecut de ele. S-a derogat termenul cu 10 zile, asta înseamnă 20 octombrie. Nu, dar îmi place că susții ceea ce nu se face. Ba se face ce nu se face. Deci aspectul că dacă și cu parcă e eliminat în discuție, noi în agricultură avem punctual, semănăm pe data de 15, dau un exemplu, la pășate, avem și noi un grafic planificat. El văd că îmbrățișează. Domnul Vlad, dar dacă anul acesta ca idee, nu mai continua programul Tomata. E un program național. Dacă. De ce ai zis păi dacă? Păi uite așa, deci este un program național asumat de o guvernare. Nu, că domnul place, Paunel, place nu cred că știe este de un program național. Nu l-ai văzut. Dar bine, vă știam înainte de... Eu mă bucur să fi știu de el înainte să fie inițiat. Poate bugetul nu ne mai permite. Ce se întâmplă? Eu nu vorbesc de buget. Iar ajung la buget. Domnul Ovidiu, în principiu, în legumicultură funcționează după planificare. La semănat, la tratamente, la investiții, la toate alea. Dacă se ținea cont... Dacă. De... Păi nu, păi de-aia vreau să spun. Dacă se ținea cont de ceea ce spune Păunel până acum, nu aveam discuțiile astea, eram într-un program normal. Iar respectivii fermieri, dacă erau în organizația domnului Tănase, se ocupa organizația, vinovată era organizația. N-aveam ce să reproșăm cuiva ceva. Aș fi vrut să intervin. Vă rog, domnul profesor Lătuși. Haideți că are cuvântul domnul profesor Lătuși. Da. Treptat, eu tot vreau să intervin și nu apuc. Și când să intervin, am uitat haideți ce aveam de spus. Haideți că ați apucat acum, interveniți. În legătură cu asigurările. Ar trebui să vă spun că dacă aș fi președintele unei societăți de asigurări, multe din construcțiile noastre de solarii nu le-aș asigura. Pentru că, deci le dați dreptate cu alte cuvinte. Da, sigur că da. Sunt situații în care nu merită de asigurat. Cum credeți dumneavoastră că au intervenit furtunile care au fost pe un solar tip cort și pe un solar tip... tunel, să-i spunem, semicerc, da. Gotic. Cum? Gotic. Sau gotic. Adică și la mai, asigurarea și mai nu mai Mercedes, Volkswagen nu. Greșit aici. Acum eu iau că ai făcut o glumă. S-a deși cultura, am avut domnul, impresia domnul că doctor, ți-ai pierdut nu s-asigură simțul cultura, umorului. Nu s-asigură construcția în sine. Mai mă întrerup pe mine și pe tine nu te poate întrerupe nimeni. Asta este una. Deci, în mod cert, trebuie văzut ce construcții trebuie să făcute în anumite zone. Să nu mai fie, să nu se mai dea voie să construiască solarii care sunt posibili. De ce să-l poziționez, domnule, face cu ce poate fiecare? Nu e adevărat. Da, nu este adevărat.
Nu putem în 2019, în secolul 21, să facem cum putem și cu ce avem. Construcții pe lemn și pe metal, nu? Facem cum putem, dar nu avem pretenții nu la asigurare. Nu poți să emiți pretenții până când nu îndeplinești aripe. Eu am văzut în Spania, pentru că nimeni nu putea să amplaseze un solar, până când cineva de la banca lor, care îl finanța, nu venea poziționarea, îi dădea direcția, lățimea, înălțimea, adică era totul sub un control al siguranței. Diferența dintre Spania și noi, domnul președinte, este că în Spania se construiesc suprafețe mari, acolo lucrează în cooperative, asociații, noi lucrăm individual. Adică, așa cum spunea parcă domnul Păunel, de un solar de 1000 de metri, care cât poate. Două solare de 500 sau două de 1000 de metri e cu totul altceva decât cei că în Spania nu poți să faci solarul până în primul rând vine o firmă care îți analizează terenul, panta, tot ce trebuie. Vine o altă firmă care îți aduce pietrișul ăla special, altă firmă îți instalează picurarea. Unde ați auzit dumneavoastră? Noi vrem asigurări ca în Spania, dar să procedăm ca în România, nu? Păi, nu, la noi, am mai spus-o mai înainte, nu-și permite omul, nu poate să bage mâna în buzunar, să scoată, să plătească niște firme. Că avem astfel de firme, da? Dar majoritatea oamenilor nu pot să apeleze la așa ceva. Și cum am văzut solarii din lemn undeva prin județul Galați, în trepte așa erau. Deci te uitai de jos și vedeai 6 solarii, ultimul era nu știu la ce înălțime. Care cum are terenul și încearcă să producă, timpuriu. S-au ocupat spațiile libere din localitate unde erau mai adăpostite și s-a trecut în exteriorul localităților. Undeva aici nu a venit în concomitent cu o organizare a teritoriului normală și cu respectarea unor... Și mai am ceva de adăugat, Vlad, că n-am terminat. Două puncte aveam legat de calitate. Să nu uitați niciodată că a produce orice legumă, și în special tomată, într-o perioadă restrictivă din punct de vedere al luminii, calitatea nutrițională și gustul nu poate fi formidabil. Chiar dacă o facem în România și îi spunem tomată produsă în România. Aș vrea să încep cu începutul, că da, o plimbăm așa, de acolo. Există și astăzi avem în România zonarea culturilor. Corect. Există mai câmpia... avem asta? E da, veche. Zonare? E veche. E depășită, nu? E actualizată. E depășită. E depășită. Sunt de acord, dar e necesară o microzonare. Deci am spus-o de mai multe ori. Corect. E necesară o microzonare. Uitați-vă la județul Buzău. Unde e partea de sus în nord, partea de jos intră în altă zonă. Uitați-vă la județul Vâlcea. La fel, partea de sus e zona a doua, partea de jos din sud e zona unde s-au și dezvoltat aceste solarii. Nu m-a lăsat să termin, că tot cu cercetarea țineam. Asta era ideea. De zonarea culturilor, respectarea anumitor condiții climatice și câmpia Moldovei, Transilvaniei, ce vreți dumneavoastră, nu s-a ținut cont. Mă repet, s-a împușcat, ce a zis, 2 tone de roșii, 1000 de metri, pe aia i-am împușcat. N-a ținut cont unde face soare, cum spunea domnul Lăcătuș, și pe trepte, și în terase, peste tot. E, aici era rolul Direcției Agricole să vină cu o informație clară, exactă și precisă. Dar cine să vină din Direcția Agricole când și profesioniștii care au rămas acolo nu sunt de domeniul respectiv? Corect. Sau unii au venit în alte domenii, nu mai există nici în Direcțiile Agricole ca și cum nu mai s-a dat importanță cercetării și vrem astăzi, dintr-un singur catus, să luăm doi puri. Nu se poate. Revenind la cercetare, informația de bază pe care o ai, o primeai de la asociații și organizații. Atunci am mergat centralizat cu diferite soiuri, hibrizi de tomate, un microclimat asigurat, exact ce spune domnul Lăcătuș. Și eu am crezut că face referire că solarile din metal și cele de lemn să nu fie beneficiare. Ba, nu. Solarul de lemn pe care și-l face, îl face temeinic să-i reziste, nu-l face, pentru că este mai ieftin. Deci e la 50% ca și costuri de la unul metalic, când face solarile care sunt lângă mine, localitatea Colibaș, care acum s-au modernizat, dar erau de lemn. Matca, care era la fel pe lemn, sunt zone care am văzut solar cu deschidere de 20 de metri pe lemn, care e foarte rezistent. 24, dar, mă repet, am reușit să negociez cu o firmă care este asiguratoare în România, în care asigură cultura în sine și valoarea. Eu mi-asigur cultura la valoarea ei. Nu construcția în sine, pentru că aici se pierde.
Dar oamenii, dacă nu au această informație, nu pot să facă nici asigurări și nu rezistă timpurilor, mai ales prețurilor. Noi ne bucurăm astăzi că au fost prețuri corecte, deci prețuri corecte, deci nu prețuri bune. La tomată s-a închis pe 2,5-2,7. Este un preț de cost real în care scoate cheltuiala producătorul. La cartof, că discutam că a urcat, da, sunt culturi deficitare. Din ce motiv? Pentru că au fost ani de zile într-un preț derizoriu în care au băgat pur și simplu discul și l-au încorporat în sol, pentru că n-a intervenit statul și în toate țările, inclusiv America, unde vreți dumneavoastră, Rusia, intervenția statului este foarte mare vis-a-vis de cine dă nouă ăsta, cum e bun și ăsta când îl dă. Pentru că n-am avut nimic, cum spunea domnul doctor, de 20 de ani în legume. Dar dacă revenim, și mă repet, și să derula până organizațiile profesionale, programul ăsta avea o extindere de suprafață, aveam în perioadele care le spune domnul Păunel, când nu există producție să putem să intervenim pe piață, și astăzi concuram foarte bine, mersi, cu spații moderne și puteam să investim, că organizația asigura lui o garanție bancară. Dar cine? Și au banii, Dumnezeu cu mila, scoate, nu scoate cheltuiala, să risipesc iar. Eu nu sunt pentru a sprijini și promova ideea construcției de solarii din lemn. Nu. E adevărat că sunt mai ieftine, e adevărat că unii oameni sunt atât de sărași că nu-și pot permite altceva, dar noi trebuie să tindem și chiar prin emisiunea noastră trebuie să promovăm și viitorul. Viitorul nu va aparține solarilor din lemn. Deci va aparține solarilor solide, anumitor înălțimea solarilor, formă, m-a completat domnul Păunel foarte bine, cu forma gotică a acestor solari. Eu am văzut un material, o carte despre tipurile constructive de solari, scrise de un spaniol. Când vezi acolo, îți arată clar care este incidența solară. Cât din această incidență solară pătrunde în solar și ajunge la frunzele brani, în funcție de tipul de acoperiș. Las restul, care nu le-a mai zis nici Gigi că le-a uitat, materialul de acoperire. Sunt fel de fel de materiale de acoperire care, de exemplu, dau un scurt de exemplu și mă opresc, deci folie din dublu, tri stratificată, da, da, da. Cineva s-ar gândi, pe Dumnezeu zice, să nu reducă lumina. Studiile au arătat că atât de bine s-a dezvoltat și chimia, și chimia asta a plasticelor, încât astăzi o folie triplă, să-i spunem triplu stratificată, are o transmisie a luminii mai mare decât o folie veche de pe vremuri, un polietilenă, într-un singur strat, și care avea sub 60%, iar acum are spre 80%. Aici aș vrea să fac o completare. De ce se încurajează și se dezvoltă partea asta de lemn? Pentru că în principal producătorii care lucrează cu solarii din lemn au o deschidere mare de 24 de metri. În deschiderea mare și înaltă, căldura se păstrează altfel. Indiferent ce ger ar fi, la mijlocul solarului nu îngheață. Am dreptate? Corect, așa este. Da. Asta este solarul foarte mare. Sigur că da. Da. Și ele, până la urmă, pot fi considerate sere numai că sunt din lemn. Pentru că dacă ar vrea să facă aceeași construcție din din nu trebuie să mai folosim cuvântul sere. Spații protejate. No, spații protejate. Domnul, ar fi costurile foarte, foarte. Am văzut, săptămâna asta am avut o satisfacție, m-am întâlnit de două ori cu niște grupe de tineri, dar așa, la nivel de 70-80, care urmau niște cursuri de calificare din astea scurte. Domnule, reprezintă o forță. O forță pentru ceea ce discutăm noi și vrem să facem. Dacă suntem aproape de oamenii ăștia, îi stimulăm, rămânem alături de ei ca ei să nu greșească, ei vor răspunde prin munca lor în mod deosebit. Bun, haideți să luăm câteva minute de publicitate, după ne vom reîntoarce la Agricultura la Raport.